Mă întrebam ce dinamică ar fi avut emisiunea dacă, spre exemplu, Dani, Diana ar fi intrat în această emisiune încă de la început. Cam cum s-ar fi schimbat lucrurile și ce parcurs ar fi avut concurenții. Sincer, mi se pare că Diana cel puțin a intrat un pic cam târziu și cum cărțile sunt făcute și e un pic cam ciudat să vii acum când ei deja sunt într-o cunoaștere de parcă ar fi într-o căsnicie. Și m-am uitat la ceva și anume la capricii când a fost Hatice cu Mihai și de fapt mi-am dat seama că orice s-a cășea repetecul, cu siguranță Mihai nu ar fi putut să se îndrăgostească de un decolteu, de niște bucle sau de, nu știu, de faptul că se așează în genunchi lângă tine sau altceva. E clar că sunt cumva asemănători, trăiesc aceeași povești, vin din aceeași lume și, na, poate doar simplu fapt că Mihai nu prea vorbește, foarte multă lume l-a văzut diferit și a crezut că este altceva, dar cumva din ce a povestit el astăzi și din ce am văzut și zilele trecute, cumva el nu este străin de lumea aceasta, a trecut prin ea, a trăit în lumea aceea și, na, se potrivesc. Pentru că dacă au același cerc de oameni, se învârt cam prin aceleași locuri, vă dați seama că, na, nu poți să iei un om normal și să-l vâri în așa ceva, iar el cumva să fie cuprins de nebunia asta și gata, a picat în plasă. Nu există așa ceva. Sunt extrem de asemănători. Probabil că și el și-a dorit altceva, dar îl atrage tot partea aceasta mai negativă, cum îi spunem noi. Și atunci, dacă ei se plac și sunt ok, să le fie bine împreună. Pe mine mă deranjează doar faptul că se promovează așa ceva la televizor și sunt luați de exemplu. Am văzut că Hatice a primit în seara aceasta un cadou din partea Norei și scria ceva de genul sufletul meu, cumva că se înțeleg una pe cealaltă. Ce să vă zic? Despre asta vorbim. Ei între ei se plac, se acceptă, se iubesc și așa mai departe. Asta nu înseamnă că e ceva greșit. Dimpotrivă, deranjant este că se promovează la televizor și sunt luați de exemplu de copii care, Doamne ferește, ajung să trăiască astfel de povești ca o normalitate. Și nu este normalitate. Nu, asta nu este normalitate. Nu este ceva ce ar trebui să ni se întâmple și nu este ceva ce ar trebui să facem și noi. Ba dimpotrivă, ar trebui mai degrabă să ne luăm exemple din alți oameni, că sunt destui.